Bine faci, bine găsești. Auzim adesea acest proverb, dar de obicei nu îl prea luăm în serios. În realitate, este greu de spus când, cum sau în ce fel vom găsi binele și dacă acesta ni se va întoarce cu adevărat. Dar cum ar fi dacă, de exemplu, ai avea posibilitatea să primești o recompensă concretă în bani făcând acte de caritate? Și cum ar fi să fii sigur că o vei obține într-un anumit interval de timp? Să fim sinceri, acest lucru te-ar motiva pe tine și alte milioane de oameni să donați bucuroși către cauze caritabile, iar acest lucru ar fi grozav. Vei rămâne surprins să afli, dar astăzi, deja acest lucru funcționează. Mii de oameni din lumea întreagă participă deja la un program promoțional special, Maratonul de Caritate. Aceștia nu fac doar acte de caritate, ci și primesc în mod regulat recompense substanțiale pentru asta. Acest lucru este posibil mulțumită integrării în procesul de caritate a programului de recomandare pe mai multe nivele, cu o structură de parteneriat care se completează automat. Hai să îți explic cum funcționează. Când te alături maratonului de caritate, faci o mică donație de $35 către Fundația Internațională pentru Copii Lumea Întreagă. Astfel, faci parte dintr-o structură de recomandare, urmându-l pe participantul care te-a invitat în program. Cu donația ta, diversi copii grav bolnavi vor primi ajutorul de care au nevoie. Iar o echipă de participanți care ocupă primele 10 locuri mai bine clasate în structura maratonului va primi recompense bănești pentru ajutorul acordat în colectarea de fonduri pentru caritate. În fiecare zi, noi participanți se alătură maratonului, donând și devenind din nou și din nou parte din structura generală de recomandare. Unii dintre ei ocupă automat locurile de sub tine, indiferent dacă i-ai invitat personal sau nu. Pe măsură ce structura de sub locul tău se umple cu locurile altor participanți, primești recompense bănești. Aceasta înseamnă că de fiecare dată când unul dintre participanții din maraton, care ocupă 10 niveluri sub locul tău, acordă o donație, primești o recompensă în bani ca ajutor la colectarea de fonduri pentru caritate după cum urmează. $1 pentru donațiile acordate de la primul nivel până la al patrulea, $2 pentru donațiile acordate de la al cincilea nivel până la al șaptelea, $3 pentru donațiile acordate de la al optulea nivel până la al zecelea. Cu cât particip mai activ la maraton, cu atât structura ta se completează mai repede. Prin completarea tuturor celor 10 nivele, suma recompenselor tale ajunge la $5854, iar donațiile totale de la participanții structurii tale ajung la $71610. Acesta este doar un exemplu pentru unul dintre locurile tale. În realitate, poți să activezi în maraton câte locuri dorești și să primești de câteva ori mai multe recompense pentru ajutorul acordat la strângerea de fonduri pentru caritate. Pentru a-și menține locurile active și dreptul de a primi recompense, toți participanții din maraton donează trimestrial, adică o dată la 3 luni. Datorită acestui flux, caritatea este reînnoită în mod constant, iar tu primești recompense bănești din nou și din nou. În cazul în care nu te limitezi doar să aștepți să primești, poți invita personal noi participanți, de la care vei primi suplimentar câte $3. De fiecare dată când aceștia își activează sau extind activitatea locurilor lor din maraton. Cu cât tu și partenerii tăi invitați noi participanți în mod activ, cu atât mai repede se completează structura generală a maratonului. În același timp, mai multe fonduri bănești merg către caritate, iar tu primești tot mai multe recompense bine meritate. Alătură-te chiar acum maratonului de caritate! Ajută copiii cu probleme grave de sănătate și arată altora prin exemplul tău că bine faci, bine găsești!